Dragă mici, astăzi ți-am pregătit, sau urmează să-ți pregătesc, niște antricoate de vită cu o salată de ceapă dulce acrișoară. Cum îți sună? Îmi sună bine de la vită. De la vită. Sună foarte bine. Salata n-am mai întâlnit-o până acum, așa că o aștept. E mica surpriză. Când alegeți carnea de vită, există o preconcepție că ea trebuie să fie de culoare rozalie. Greșit. Trebuie să fie de culoare roșu, închis, să fie marmorată. Iată aceste antricoate. Această grăsime care marmorează carnea, îi dă suculență, se topește în timp ce este gătită. Iar părțile acestea mai mari, care se pot vedea ușor, se pot înlătura pentru cei care nu doresc să includă în dieta lor grăsimi, dar se pot înlătura foarte ușor. Dar este foarte important să fie marmorată pentru că își păstrează suculența. Azi ne ocupăm de sos pentru început. Aici sunt niște cepe tinere, nu știu, arpagic, ceapă de sămânță, din borcan. Ele au fost deja murate, sunt un pic dulce acrișoare, dar eu le voi potența gustul. Și anume, merg cu ele într-o crăticioară, pun un pic de oțet balsamic, frunze de dafin, două fire generoase de rozmarin, stafide, uite ce mari și cărnoase și frumoase. Mai am aici un pic de pastă de roșii. Este o pastă de roșii făcută de mine, este un pic picantă, dar poate funcționa orice fel de pastă de roșii. Amestec un pic aici bine, dar este nevoie să adaug și apă. Așa cât să fie acoperite cepele. La toată această mixtură adaug un pic de ulei de măsline. Aprind focul. Aștept să dea în clopot și după ce începe să freamete, să mijoteze așa lent, le las să fiarbă 15, eu știu, poate chiar 20 de minute, până ce aromele infuzează, o mare parte din lichid se evaporă, iar ceapa devine foarte, foarte, foarte fragedă. În ultima fază de preparare a, nu știu cum se spun, sos sau salată? Cred că e mai aproape de sos decât de salată. De sos, bun. Deci, în această fază de preparare a sosului, o să scot crenguțele de rozmarin, frunzele de dafin. Deci, sosul este cam gata. Iată foarte, uite și tu, cum arată o stafidă. O stafidă cărnoasă și care s-a umflat în lichid foarte proasă, extrem de dulci. Cepele sunt acrișoare, totul este aromatizat cu rozmarin și cu dafin. Este o adevărată plăcere. Ok, deocamdată îl punem deoparte. Ne ocupăm de carne. Foc, tigaie și deja știi că atunci când se încinge, urmează ulei de floarea soarelui. Este un ulei rafinat, fără gust, fără aromă, dar potrivit prăjirilor. Un pic de ulei. Când s-a încins uleiul, antricoatele, da? Le sărăm și le triturăm și pe partea cealaltă. 1-2 minute, vedem ce se întâmplă și atunci când apar picături sângerii la suprafață, știm că trebuie să le întoarcem. Simt că simpatizez așa cu antricoatele astea, îți place. Cum s-a mai sânge? Pentru mine medii în sânge, însă e timpul să le spatem atunci. Odihnă câteva minute. Deci, dat fiindcă mor de curiozitate care va fi vinul potrivit, eu încep deja să montez preparatul.
Și un antricot generos pentru tine, fiindcă suntem prieteni și pentru că tu ești stăpânul vinului, deci nu pot permite să nu fiu prietenos cu tine. Câteva frunzulițe de rozmarin, așa, de amorul artei. Pentru mine a venit momentul mult așteptat, și anume alăturarea cu vinuri. Și pentru mine. Și pentru mine. Hai, două rozurile casei. Antricotul este frumos rumenit. Pare și fragil. Este. Salată. Sau sos, cum îi spui tu, eu încă nu sunt înmulit. Carne bună și fără vin, să vedem cu vin cum se vine. Simte foarte bine rozmarinul. La un moment dat... Ceapa. Salata, ceapa, sosul, are o aciditate destul de ridicată, însă, în combinație cu vinul, devine, își mai pierde din aceea senzație de acid. Să-l vedem cu primul, am avut Merlot Alira, acum urmează să-l vedem cu Cabernet. Mai complex gustul cu Cabernet. Este mai complex gustul cu Cabernet. În mod normal, aciditatea cepei ar fi putut face ca cele două preparate să nu se asocieze sau să trăiască un vin cu aciditate mai ridicată. Însă, intensitatea cabernetului, corpulența lui și nivelul de alcool reușesc să balanceze foarte bine aciditatea. Asocierea preferată mie este cu Cabernet Viognier. Mă enervează unde te pot contrazice. Ai mare dreptate și de data asta și o simt la fel. Deci nici așa nu-i rău, nu. Dar așa este mai bine. Clar. Despre asta e vorba în momentul în care vorbim de asocieri. Cea mai bună variantă pentru acel preparat. Așa putem să orice vin roșu. Nu vom avea aceeași senzație gustativă. Eu zic să avem cu vinul potrivit. Cabernet de la Enira, un vin bun, care merge perfect cu anticotul nostru și cu acest sos salată de ceapă, acrișor, dulce, combinat cu scafide, un gust foarte interesant, o combinație nu de fiecare zi, dar care merită încercat. Poftă bună tuturor și sănătate! Poftă bună!